Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii România Votează. Invitați astăzi în platou emisiunii noastre sunt domnii Cristian Petrescu, candidat locul 2 la Camera Deputaților din partea Partidului Mișcarea Populară și domnul Dorin Antal, loc 1 la Senat, Partidul Mișcarea Populară. Bună ziua și bine ați revenit la Roman 24, domnii mei. Bună ziua, mulțumim pentru invitație. Să rămână întotdeauna cu plăcere, doamnă profesor. Domnule ministru, repetăm pentru romașcanii care poate au pierdut faptul că dumneavoastră ați fost în guvernul lui Răzvan Ungureanu, ministru al turismului, sunteți un expert în turism și mi-a plăcut ideea dumneavoastră de a promova pe Facebook, pe pagina de socializare, cele 40 de motive pentru care v-ați îndrăgostit de județul Neamț și vreți să-i determinați și pe alții să facă acest lucru. Da, am ajuns deocamdată până la 22, astăzi o să fie al 23-lea și vă dezvălui că o să fie legat de Roman. Veți vedea mai departe despre ce este vorba. Să o luăm cu motivul 1, ca la cele 10 porunci. Sincer, nu mai știu în ce ordine au fost puse toate. Oricum intenționez să scot la final un fel de album. Normal că nu vreun ghid din acela gros, ci un album online care să arate toate cele 40 de motive de ce merită să iubești Neamțul. Cred că e foarte important ca lumea să afle, pentru că, vedeți dumneavoastră, mulți nici nu știu ce pot găsi aici. Știu de mănăstiri, dar știu mai mult de cele din Bucovina și de cele din Neamț, de mai puține dintre ele. Știu de Zimbri, dar știu mai mult de cei din Hațec decât de cei din Neamț. Știu de foarte multe... Puțin de lacul roșu care e la limita județului Neamț. Știu asta și mai puțin dar de cheile, dar de cheile Bicazului știu. De cheile Bicazului știu. În fine, se știu oarecum destul de multe lucruri despre Neamț, dar în niciun caz îndeajuns de multe încât omul să înfrunte această problemă deplasării ca să ajungă până în Neamț și aici să descopere toate frumusețile. Chiar și aici cred că putem surmonta această problemă. Și dacă în alte județe mult mai dezvoltate sau în alte țări ai o autostradă, vei parcurge în viteză acea zonă și nu vei avea timp să te bucuri de frumusețile ei. Deci, întotdeauna în turism trebuie să iei, pe de-o parte, superlativele, să arăți tuturor că, de exemplu, Mănăstirea Neamț e cea mai veche mănăstire din Moldova. Și orice alt gen de superlative, pentru că întotdeauna superlativele atrag în turism și să ne bucurăm că avem ceea ce avem și că avem și timp să le arătăm. Astăzi, de exemplu, mergeam pe la Borca, Fărcașa, prin zona aceea, niște peisaje extraordinare și... Și acum toamna... Exact. Uginiu. Și există și centru de informare turistică surprinzător într-o comună ca Fărcașa, foarte bine dotat. Un caz foarte fericit în care profesorul de istorie, de geografie, mă scuzați, este și ghid de turism și angajatul centrului de promovare turistică. Adică, mai bine data nu se pot face lucrurile. Să ai un profesionist în domeniu care să poată să informeze oamenii. Din păcate, însă, asta e doar o parte a promovării. Moment în care intervin eu ca profesionist în turism, pentru că nu-i de ajuns să-i informez pe cei care au ajuns în destinația respectivă. Interesul Neamțului e să-i atragem pe oameni să vină, nu doar să-i informăm pe cei care deja au ajuns aici. Și asta se poate face cu totul altfel, cum cred că v-am spus și în emisiunea trecută, decât cu
un stand la un târg de turism sau cu un centru de informare turistică în centrul localității sau cu un site pe internet de câteva sute sau mii de vizualizări. Se pot face campanii profesioniste de către profesioniști care să atragă turiștii. Deci informarea e foarte bună și ea trebuie făcută, dar ca să ai pe cine informa și mai ales pe cine caza, ca să atragi fonduri către județ, trebuie să promovezi bine și insistent. Domnule Dorin Antal, haideți să privim acum cu ochiul nostru al localnicului județul Neamț și al neprofesionistului, deci simplu cetățean al județului Neamț care vrea și el să fie patriot și vrea să-și promoveze județul. Dacă vorbim de patriotismul local aici, vreau să aduc aminte unor oameni din acest județ că la un moment dat m-am implicat din punct de vedere a unui consultant financiar și mă refer aici la vestita șosea 155F care scurtează drumul de la Piatra Neamț la vestita stațiune Durău, foarte mult. O perla Moldovei, a fost o perla Moldovei. A fost o perla Moldovei. Deci este acel drum care merge de la Bicaz, merge prin spatele muntelui, ocolește Bistrița, cursul Bistriței, nu mai mergi până la Poiana Teiului ca să te întorci, să mergi în Durău, lângă comuna Ceahlău, ci mergi pe scurt de aici, pe la izvorul muntelui și ajungi exact în stațiunea Durău. Aceste studii le-am făcut cu o echipă de la Institutul Național de Fizică a Pământului în 2010 și 2011, cred, dacă nu mă înșeală memoria, n-am știut că o să se discută astăzi despre așa ceva, dar din memorie vă spun, pe timpul președintului Vasile Pruteanu, cred că era înainte de 2010-2011. Au fost o licitație, eu cu Institutul Național de Fizică a Pământului din București am câștigat licitația, eu i-am adus, găsisem și finanțarea la Guvernul Norvegiei, care alocă foarte, foarte mulți bani în spațiul extra comunitar. Norvegia nu este Uniunea Europeană și atunci alocă bani într-un tratat, sau nu știu cum se numește el, nu intru în amănunte, în fiecare 4 ani, bani. Este un tratat făcut Uniunea Europeană ca să nu plătească accize și așa mai departe. Vin foarte mulți bani și erau 304 milioane, dacă mi-aduc bine aminte, în exercițiu 2007-2013, greșesc? 2007-2013 și apoi 2014-2020, ultimul. Așa, era finanțarea, problema care este la acel drum, el există, dar este off-road, este praf. Da, deci trebuie să-ți riști viața ca să mergi pe acolo. Din cauza indolenței? Nu, atenție, din cauza că muntele acolo este foarte instabil, sunt foarte multe alunecări de teren cauzate din gheț-dezgheț, sunt foarte multe cratere pe unde se topește zăpada, ziua se topește, noaptea îngheață. Și rup bucăți din, rup, efectiv, nu indolență acolo. Acolo a fost făcut în fugă, dacă știți, cu, da, cum îl chema cel care a făcut stațiunea, că a făcut-o într-o lună. Boboș. Nu. Deci stațiunea a fost făcută în foarte scurt timp. Și era pe timpurile comunismului. Era full, nu găseai, totul era prin sindicate, totul era cu bilete, nu, dacă voiai să mergi de azi pe mâine acolo, nu puteai, pârtii de schi, era extraordinar pentru zona noastră. Și am lucrat acolo, s-au făcut studii și trebuiau undeva în jur la 4 milioane de euro pentru fixare. Da? Prima dată, prima etapă era fixarea pe toată lungimea drumului, fixarea versanților, schimbarea cursurilor, micilor păraie și toate astea și totul să intre într-un singur loc și să meargă așa. Și apoi faza cea mai ușoară să vină să așeze și să pună covor asfaltic. Bun, de ce nu s-a materializat? Nu s-a făcut pentru că s-au făcut studii, s-au făcut proiecte, s-au început la București să urli jos, boc, jos tot țăia, jos nu știu care, au ieșit în stradă și au venit ăștia alții. Care și au spus, dar pe noi nu ne interesează studiul tău, nu ne interesează nimic, noi avem alte planuri. Venit prietenul nostru Dumnezeu să-l odihnească
Tărâță, da, care are hotel acolo, în stațiune, care mai are vreo două hoteluri luate așa, treaba lui. Nu știu dacă nu le-ar fi vândut urmașii. Cine știe ce. Deci era interes, am fost, am bătut la ușă și am spus, hai domnule să continuăm proiectul lui Pruteanu, că e foarte bun și dumneata ai interes acolo. Gigi Ștefan, la fel. Dacă lumea de aici, ai făcut aia, ai făcut aia, nu știu care au fost interesele, s-a pus punct definitiv acolo. Și aici voiam să vă spun un punct fantastic. Stațiunea Durău cu trasee turistice. Cum e explicabil, așa, așa o indolență? Pe de-o parte, nepricepere și, în mare măsură, interes politic direcționat strict către propriul buzunar. Nu ne interesează practic, vorba vine nu ne, că pe noi ne interesează, pe alții. Nu interesează binele comun, binele comunității, vor să le, bine, să le fie bine numai lor. Noi considerăm că ne e bine nouă atunci când le e bine și celor din jurul nostru, că practic degeaba ești tu plin de bani și ai nu știu ce mașină de lux, dacă tot dai în grop și tot îți bate amărutul la geamul mașinii că vrea ceva de pomană și îi vezi pe toți cei din jurul tău năpăstuiți. Ăsta e binele pe care noi îl înțelegem. Ne e nouă bine atunci când le e bine și celor din jur. Dacă o să stăm tot așa cu hai să dăm o lucrare doar ca să putem să îmbogățim pe cineva, că acum știți cum e în codul penal, foloase pentru sine și pentru alții. Dacă o să gândim tot așa, nu o să rezolvăm nimic. În perioada când am fost eu ministru și când a fost și domnul Audrea înaintea mea, era o asociere foarte bună între cele două domenii, dezvoltare regională și turism. În perioada aceea chiar s-au prioritizat anumite investiții, tocmai pe ideea că duc către o atracție turistică. Și atunci nu numai că faci un bine comunității în care investești pentru dezvoltare, că are un drum mai bun, dar drumul respectiv duce și către o atracție turistică, deci sunt două câștiguri într-unul singur, ca la ofertă. Asta înseamnă gândire strategică, să te gândești cum să faci să optimizezi atât costul, cât și modul în care folosește investiția respectivă. Și noi asta am făcut și asta ne dorim să facem în continuare. Mie mi se pare criminal la politica românească post-decembristă aceea că odată ce un guvern pleacă de pe scaunul acela, toate proiectele se îngroapă și rămân baltă. Nu mai există o continuitate a proiectelor și mie mi se pare că acesta este un pas înapoi teribil, pentru că dacă începi un lucru în 3-4 ani cât ești tu la guvernare sau într-un an sau știu eu cât ține un guvern, nu poți să-l duci până la capăt. Întru totul de acord și o să vă dau un exemplu din perioada când am fost eu ministru. Erau în derulare 44.000 de obiective în anumite stadii de execuție. Unele erau la 95% executate, altele la 0%. Abia se semnaseră contracte, se făcuseră licitații și, bineînțeles, primul pas a fost să facem o prioritizare. Normal că tot ce a fost, ce era realizat peste 80%, am băgat banii în ele ca să putem să le terminăm, pentru că dacă nu le termin, în câțiva ani de zile se depreciază și investiția respectivă e pierdută. Și atunci, fără să conteze culoarea politică, că era făcut într-o primărie a unuia, că era pornit de guvernul nu știu cui, că era oricum, ce era peste 80%, am alocat bani către ele, bineînțeles, fără să le neglijăm pe cele importante din toate celelalte, care știam noi că trebuie neapărat făcute. Acum că mai erau și aducțiuni de apă unde deja era apă sau că era trasă o canalizare, era, de exemplu, într-una din comune, era proiectată rețeaua de canalizare la o înălțime mai mare decât erau casele. Evident că sunt multe aberații în țară, în general. Repet, ministerul doar finanța proiectele respective. Ele erau solicitate de primăriile din toată țara. Deci nu era neapărat o greșeală a ministerului, cât a celor care au solicitat. Dar mulți, din dorința de a oferi cuiva o lucrare,
să apucă să ceară și lucruri de care n-au nevoie. Că vorbim de vestitele terenuri care erau unul singur în pantă, dar care era făcut de Ministerul Mediului. Apropo că suntem aici unde doamna Udrea încă nu și-a terminat mandatul de deputat, aș vrea să demontez și aici acest lucru. Acel unic teren de fotbal în pantă era făcut de Ministerul Mediului și nu de Ministerul Dezvoltării, cum s-a dus deja, e o poveste, știe toată lumea că așa ar fi. Nu e chiar așa. Dar da, sunt multe investiții aberante care trebuie stopate, care nu trebuie făcute. Chiar azi treceam pe la Vânători Neamț și am văzut acel parc minunat, care e în afara localității și unde sunt niște băncuțe părăsite cu trei arbori, dar altfel pavele noi nouțe, stâlp de iluminat și nu se duce nimeni bun. Acolo. Cam cât poți. Cine s-ar putea duce în câmp într-un parc? Da. Haideți să fim serioși. Da. Dar cu banii aia câte am fi putut face? Doar pentru că primarul respectiv a vrut să tragă niște bani către localitatea lui. Păi, foarte bine că te descurci să atragi niște bani, dar fă ceva util pentru societate, nu doar să bagi niște bani în niște pavele și niște stâlpi de iluminat și niște băncuțe. Nu știu cât au costat și nici nu e problema. O asemenea, un parc asemănător și în zona noastră, Bâra. Tot așa, la intrarea în comun. Da, aproape în fiecare comună primarii au făcut parcuri la țară. Unde merg găinile și curcile și rațele, că oamenii nu merg. Dar eu aș vrea să vă... Haideți o leacă la Tămășeni, acolo mi se pare foarte bine amplasat. Lângă biserică, acolo, în fața primăriei. Nu acolo... zice nimeni să nu face. Bine să există, dar în acolo mijloc, unde da, trebuie. În centru, da. Sunt, știți, la Tămășeni excepția care întărește regulă. Da. Că la Bără e la intrare în sat, nu? Nici măcar nu e în mijloc sat. Da. Eu vreau să vă zic un apropo de atracții locale. Mă întorc la prima întrebare. Eu sunt născut la Nisiporești. Și părinții mei m-au dus la mare prin sindicate în 75. Dar înainte de a ajunge să văd Marea Neagră în 75, eu eram înnebunit de râul Moldova, care trecea la un kilometru jumate și nisiporeștenii, barticeștenii și toți ăștia care vin de unde trece râul Moldova până la Roman, unde se varsă în Siret. Era un paradis, era pădurea Corhana și aici era râul care avea 2 metri apa și se vedeau pietrele jos, pentru că era o nebunie, da? Mergeți acum să vedeți același loc la Nisiporești, de la Hanul Ancuței până la Ghereiești sunt 10 balastiere, poate exagerez un pic, vor fi 9,9, da? Au coborât nivelul apei, cred că cel puțin 4 metri, nu mai există acele ocoale, cum spuneau oamenii la țară, da? Când se umpleau și acolo creșteau știuci de 4-5 kilograme, da? Din cauza că au coborât nivelul tot, au scos piatra. Și Cine a dat aceste aprobări? O secundă dați-mi voie, doar o secundă să vă spun ce trebuie să termin. Noi, cei de aici, de pe malul Moldovei, ne exportăm frumusețile noastre, între ghilimele, cu niște camioane enorme în județul Iași. Pentru că toate camioanele preiau pietrișul de aici, niște oameni își umplu buzunarele, ca să folosesc corect pluralul, și cum plătesc, cum nu plătesc, asta deja nu-i treaba mea, dar faptul că ei de aici piatra și o duci tocmai pe malul Prutului, pentru că Prutul nu are piatră, el este un râu care vine numai pe leosul și doar mâl, da? Și ducem zilnic, uitați-vă, zilnic, asfaltul ăsta de aici este distrus de aceste mașini care, conform legea, trebuie să aibă sub 30 de tone cu tot cu mașină și încărcătură și ele au 40-50 de tone și așa mai departe. Distrugem infrastructură, distrugem mediu, distrugem ecosistemul, nu mai avem pești, nu mai avem păsări și ne mirăm că ne distrugem singuri. Cine dă asemenea aprobări, domnule ministru? Eu știu cine... Autoritățile publice locale sau cum? Cei în drept ar trebui să le dea, important este... Dar ce fac apele române? Important este să se și respecte legea, pentru că nu toate sunt în regulă, nu toate sunt legale. Dacă o să verifice cineva, vă garantez că nu sunt cu acte în regulă. De-astea să și iau podurile, pentru că atunci când lucrezi la albia râului, podul ăla e proiectat pentru un anumit debit. În momentul în care vin, asta nu sunt expert în hidro, dar am auzit și eu de la cei care se pricep. Inclusiv la lucrul ăsta dăunează.
Aș vrea să ne întoarcem la Roman. Ați spus că aveți o surpriză pentru Roman. Vorbiți-ne de ce trebuie să iubim Romanul. Văzut de cineva din exterior, noi doi care suntem romașcani știm de ce îl iubim. Că eu aștept și de la dumneavoastră și de la romașcanii cu care mă văd pe stradă în această campanie să mai povestească și ei, tocmai pentru că eu venind dinspre București am posibilitatea să promovez romanul și în afara lui. Și atunci aștept de la dumneavoastră și toți ceilalți romașcani motive suplimentare să le explic bucureștenilor și celorlalți români și străini, nu doar români, de ce merită să vină în Neamț și în Roman. Motivele erau legate, unul dintre motive a fost, de exemplu, cu Casa Celibidache. Avem un proiect. Nu m-ați lăsat să termin. Avem un dirijor celebru care e cunoscut în toată lumea și care are o singură casă memorială, care iată se află în Roman. Vorbeam de superlative și de unicitatea anumitor atracții turistice. Dacă ar fi și pusă la punct de autoritatea locală, ar fi minunat. Și atunci încercăm să îi facem, să punem și presiune pe autoritatea locală să-și pună la punct atracția turistică, nu știu dacă e principală, dar oricum e printre cele mai importante din oraș. Zic că pe primul loc ar fi Arhiepiscopia renovată cu... Sunt mai multe. Următorul motiv n-are nicio legătură cu atracțiile în sine, cu monumente sau cu alte lucruri de genul ăsta. Dar de atâtea ori am auzit de tot felul de feluri de mâncare cu funghi porcini pe italiană, încât atunci când vin Neamț și n-ai nicio problemă să mănânci hribi cu orice, adică aceleași funghi porcini, rămâi oarecum surprins. Și am găsit la Maricoin o ciorbă de hribi. Mai și la Casa Veche și la Casa Veche. N-am nicio îndoială, dar eu n-am ajuns decât la Maricoin. Probabil când o să ajung și la Casa Veche o să o încerc, pentru că eu de câte ori găsesc în meniu acolo hribi, parcă mi se pune un val pe ochi și nu pot să mai comand altceva. Haideți să vă spun eu de ce iubesc romanul și mă și mândresc acum cu un obiectiv pentru care am luptat extraordinar de mult. Biblioteca George Radu Melidon. Eu de profesie sunt profesor de limbă română și era prin acum vreo 4 sau 5 ani, o scurtă istorie, așa să sintetizez, când era la putere USL-ul. Și atunci se decisese renovarea, tot cu ajutorul domnului Pruteanu, a bibliotecii George Radu Melidon. La conducerea USL-ului Neamț era atunci domnul Dorin Ursărescu, care iată acum și încheie mandatul, așa cum și-l încheie. S-a opus și nu a vrut alocarea acestor bani. Și atunci salvat eu, biblioteca de USL. Și am salvat biblioteca, dar să vă spun foarte cum. Am adunat 10.000 de semnături din partea romașcanilor, le-am forțat mâna în Consiliul Local, am adunat toată intelectualitatea care a vorbit. Este un turn excepțional acolo. Trebuia restaurată biblioteca, care a ieșit o bijuterie. Ai fost, Dorin, acolo? Am văzut-o și eu, dar n-am intrat. Este o bijuterie cu plafoane. Vreau să vă mulțumesc că ați luptat atunci pentru acel proiect, pentru că pe mine mă leagă o amintire fantastică de biblioteca. E un băiat venit de la țară, la liceu roman, cu complexul de crescut la școala generală, cu elevii, cu colegii de la școala 7, școala 1, cu școala 11, Țărane, Mărlanule, Țărane și așa mai departe. Nu eram dintr-o familie foarte bogată, așa că aveam o bibliotecă, dar nu era de ajuns pentru mine, care devoram, și eram fiecare săptămână la bibliotecă și țin să mulțumesc celor care au ținut vie flacăra cititului aici la Roman și cel puțin pe timpul lui Ceaușescu, eram foarte mulți. Doar o secundă, lăsați-mă să vă spun de ce iubesc și vă mulțumesc pentru că ați repus-o pe picioare. Fetița mea cea mare se numește Iunia, cu N, așa cum ați auzit, Iunia, pentru că eu am citit o carte în clasa 10-a la bibliotecă la Roman, Iunia, de Leon Talpă, am cumpărat-o, am găsit-o într-un anticariat, dar am citit-o atunci, la vârsta de 16 ani, și la 32, când mi s-a născut fetița, i-am pus numele, deci vă mulțumesc frumos. Ce vreau să vă spun, domnul ministru, e o istorie foarte interesantă în sensul acesta. Deci a fost nevoie de un singur consilier liberal, care era de-a lor,
a plătit cu carnetul de partid, că l-au exclus și a rupt, asta de a trecut proiectul. Am înțeles. Păi iată încă un motiv pentru ca cei 10.000 de romașcani care au semnat să înțeleagă ce a vrut să le facă USL-ul. Adică PSD plus PNL plus ALDE. Dumneavoastră v-ați ridicat cu ajutorul lor împotriva USL-ului. Asta ar trebui să facă și ei acum la alegeri. Da, să vă dați seama că era la limită de un vot, era fosta în Consiliul Local. În Consiliul Local. Și era fosta directoare, dar cum a fost conjunctura? Era fosta directoare a Colegiului Național Roman Vodă, căreia tocmai i se reabilitase Casa Hogaș, un alt monument arhitectonic. Și eu, ca și colegă, i-am zis, Daniela, cum vei putea tu da ochii cu romașcanii, spunând cu orice risc, că te dă afară din partid, că te-a, cum vei putea da ochii cu romașcanii să le spui, mie mi-a fost reabilitată Casa Hogaș, dar eu acum mă opun la reabilitarea bibliotecii. Și acum Daniela mai este în politică după ce a dat-o afară din PNL, dar a revenit în actualul PNL. Am înțeles. A revenit în actualul PNL. Care e, de fapt, alt PNL. Nu știu cât este. Nu, pentru că în mod normal oameni ca dânsa își găseau locul în Partidul Mișcarea Populară, mai puțin în PNL. Și știți care era contraponderea? Vroia Dorin Ursărescu atunci avea o afacere cu reabilitarea unor blocuri în cartierul Muncitoresc, vă dați seama, acolo cu cel de la sectorul nu știu care din București, care a și intrat la apă. Vanghele, probabil. Nu Vanghele, nu. Care este? Care la mea? Nu. Robert Negoiță. Robert Negoiță, da. Care deci, e încă în funcție. Nu, era unul din liberal, Chiliman, dacă nu știu. Chiliman era afacerea cu Chiliman. Da, da, Ursărescu, să orientați bine atunci câți intelectuali sunt în Roman și câți locuitori sunt în cartierul Muncitoresc. Da. Deci el, luat electoral, să orientați binișor. Ca o glumă. Nu vă mai monopolizez discuția, mai aveți 2 minute, le gestionați cum vreți dumneavoastră, motivele pentru care... Hai să ne oprim la Roman, cum mai vorbim noi de celelalte. Dorin, de ce iubești Romanul? Iubesc Romanul pentru că adolescența mea s-a petrecut aici, primul sărut s-a petrecut aici, plimbările în parc, care nu mai există, mersul până la punte și cei de vârsta mea știu ce înseamnă să mergi prin, cum se cheamă, cartodromul, da, da. Duceai fata până acolo, ea știa sigur că acolo undeva o să o săruți. Iubesc Romanul pentru că aici m-am format ca tânăr, aici am participat la primele olimpiade școlare când eram la Nisiporești, veneam la olimpiadele de matematică și de fizică și de română și de poezie în clasa 4 și așa mai departe. Iubesc Romanul pentru că am foarte, foarte mulți prieteni aici cu care mă reîntâlnesc de fiecare dată cu plăcere și la care cărora îmi cer scuze că nu ajung în vizită de câte ori își doresc ei și le explic că seara eu, de fapt, mai fac și altceva decât să merg în vizită și mai am și o casă de care trebuie să am grijă și mai am și niște copii care sunt departe de mine și trebuie să fac cumva să fim împreună. Deci sunt foarte, foarte multe motive pentru care iubesc Roman. Cât o să mergeți acum în perioada asta de campanie, domnul ministru, o să vă invităm în parcul de la Roman, care este extraordinar. Mare plăcere, o să mă vedeți destul de des prin Roman pentru că intenționez să accentuez mai mult partea de campanie aici în Roman. Am făcut și eu personal și președintele Băsescu multe lucruri pentru Roman și e bine ca oamenii să înțeleagă acest lucru. Eu iubesc Romanul așa cum iubesc tot neamțul, așa cum iubesc întreaga Românie. Sper ca romașcanii să-mi dau un motiv în plus să-i iubesc și să mă țin aproape pentru următorii 4 ani, acordând votul lor Partidului Mișcarea Populară și mie care sunt pe lista respectivă. Cu permisiunea dumneavoastră o să mai vreau 15 secunde. Pe pagina mea de Facebook, Dorin Antal, primesc foarte multe mesaje de la romașcani și oameni din jurul Romanului care sunt plecați în străinătate și îmi spun, ne place ce spui despre întoarcerea noastră acasă, repet, o spun eu.
dragi români din zona Neamț, din zona Roman, care sunteți acolo departe, în Italia, în Spania, în Grecia, în Larnaca, cineva mi-a scris din Cipru, de acolo de departe vă spun că noi luptăm pentru dumneavoastră, vrem să facem locuri de muncă aici în țară, bine plătite, să vă întoarceți acasă la un moment dat. De aceea vă rugăm, sunați acasă, vorbiți cu părinții voștri de aici, vorbiți cu rudele voastre de aici. Noi suntem soluția pentru dumneavoastră. Votați și ei, spuneți-le să voteze poziția 8 pe liste la Camera Deputaților și la Senat. Suntem Partidul Mișcarea Populară, luptăm pentru România. Mulțumim pentru interesul care ne-ați urmărit, stimați telespectatori. Rămâneți pe Roman 24 online, video în programele noastre. La revedere!